La centrul de primire urgențe al Spitalului Municipal de Urgență a fost adus de către o rudă un bărbat din Bahna care s-a intoxicat cu benzină în timp ce încerca să-și repare mașina. Găsit de o rudă, bărbatul a fost transportat la spitalul din Roman, fiind resuscitat la timp și salvat. Pe data de 4 aprilie 2017 s-a prezentat un domn de 43 de ani din Bahna, adus cu mijloace proprii de către un aparținător, fiind găsit inconștient, căzut cu capul în portbagajul unei mașini. A fost adus în jurul orei 12:30 cu stop respirator și a fost preluat de echipa medicală din CPU, unde au fost inițiate manevrele de resuscitare respiratorie și volemică, reprezentate prin intubație orotraheală în vederea protejării căilor respiratorii, perfuzat. Sunt efectuate investigațiile de specialitate, analize, CT craniocerebral, în vederea excluderii unei eventuale hemoragii intracraniene sau a unui accident vascular cerebral. Întrucât acestea au fost excluse, pacientul a fost direcționat către ATI, fiind internat prin secția de medicală. Aici a fost continuat tratamentul, iar în mai puțin de 24 de ore pacientul a ieșit din comă, de unde a fost și transferat apoi pe secția de medicală. A fost vorba de o comă hipoxică, hipercapnică. În cazul respectiv putem spune că un rol important l-a avut domnul care l-a găsit într-un timp foarte scurt, pentru că dacă l-ar fi adus mai târziu și ar fi stat creierul neoxigenat o perioadă de timp mai mare, cu tot ce se face, nu se știe exact șansele dacă erau aceleași. Bărbatul a fost adus la spital în extremis. În cazul în care creierul său ar fi fost neoxigenat o perioadă mai lungă de timp, salvarea acestui ar fi fost poate imposibilă.